Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 16-22 august 2020 pentru zodia Săgetător. Această etalare este valabilă și pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți ascendent sau lună în zodia Săgetător. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Multă reușită la prima vedere văd pentru dumneavoastră, dar văd și semne de apă care aveți contact, probabil lucrați cu oameni în semn de apă. Vorbim de niște persoane foarte mature din punct de vedere emoțional, în primul rând, să știți. În unele situații, probabil, veți pleca sau vă gândiți foarte mult să faceți un drum, o călătorie, fie în interes de serviciu, fie pentru relaxare. Sunt și mici probleme aici, mici griji pe care le aveți, îngrijorări, să nu vă pierdeți o siguranță, o stabilitate, pentru că aici o decizie se amână sau un răspuns nu-l primiți. Vorbim despre o amânare, da, sau despre o reușită mai întârziată, pentru că până la urmă vă veți bucura de tot ce vine în viața dumneavoastră în această săptămână. Aveți de face cu semne de apă, exact cum v-am spus, rac, scorpion, pești, momentan, dar vom vedea pe parcurs ce va ieși. V-am spus, văd o etapă nouă în viața dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră poate renovați o casă, un apartament, un loc, un birou, cine știe, fiecare dintre dumneavoastră. Alții dintre dumneavoastră studiați ceva. Dacă aveți examene în săptămâna aceasta, vor fi cu reușită. După o perioadă în care ați suferit foarte mult, v-ați chinuit, ați muncit foarte mult să ajungeți în punctul în care sunteți în momentul actual, în sfârșit reușiți. Vorbim de niște schimbări, aici puteți avea de face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Sunteți nevoiți să faceți o schimbare, dar vă este teamă? Nu aveți suficiente informații sau pot apărea certuri din senin, ceva vă supără, multe bârfe, multe bârfe în săptămâna aceasta. Multe discuții în contradictoriu. Avem și un semn de foc, ca și dumneavoastră, berbecleu săgetător, probabil o persoană cu funcție de conducere. Ori unii dintre dumneavoastră vreți să vă schimbați locul de muncă sau să faceți ceva pe cont propriu, poate în unele situații văd aici un bun lider, o persoană foarte asumată, multă siguranță, multă stabilitate și motivare ca să aveți reușite. Este o decizie nebunească, trebuie să o analizați de două ori înainte de a da un răspuns, pentru că da, este interesant ceea ce vine, dar sunt mici riscuri pe care va trebui să vi le asumați și poate unii dintre dumneavoastră nu sunteți dispuși să faceți lucrurile acestea. Acum depinde de fiecare. În legătură cu regele de cupe, vă vine o veste, da, de la o persoană semn de apă, rac, scorpion, pești, o veste foarte bună. Vorbim de împăcări, vorbim de reușite, mai ales pe planul familiar. Pentru unii dintre dumneavoastră, această persoană este o rudă, frate, cumnat, unchi, tată, nepot și așa mai departe, de sex masculin. Mai putem vorbi despre un bărbat care are un copil. Văd multă fericire, multă armonie. Vă merge totul foarte bine după o perioadă de stagnare, din toate punctele de vedere, să știți. Ieșiți din pauza aceasta sau poate unii dintre dumneavoastră aveți nevoie de o pauză, să vă relaxați, ați obosit în anumite situații, v-ați plictisit de rutina zilnică, poate aveți nevoie de un concediu. Avem și steaua, sperați foarte mult într-un noroc, aveți de face și cu semnul zodiacal vărsător, vorbim de o îmbunătățire, dar aveți steaua norocoasă, adică aveți mult noroc în săptămâna aceasta, pe toate planurile. Decizia se repetă. Deci, sunteți puși sau sunteți la o răscruce de drum, trebuie să alegeți ceva, nu sunteți siguri, nu aveți încredere în ceea ce vă vine,
lucru care vă debusolează puțin. Plus că sunt niște amânări, exact cum v-am spus, sau se anulează ceva. Deci există și acest risc să se anuleze ceva, un plan pe care îl aveți. Trebuie să fiți deschiși, să luați o decizie înțeleaptă. Pe planul muncii pot apărea mai multe oportunități, mai multe oferte care să vă dea de gândit. Să ieșiți din această instabilitate financiară care se repetă, o grijă financiară, o pierdere, ați pierdut niște bani sau nu mai câștigați atât de bine, vi s-a tăiat din salariu. Văd că unii dintre dumneavoastră sunteți la un loc de muncă foarte stabil. Nu renunțați la această siguranță. Din contră, o să fiți mult mai încrezători că veți avea reușite mari și atâta timp cât nu vă abateți de la drumul dumneavoastră, dorința este aproape îndeplinită sau împlinită. Depășiți momentele, poate ați întâmpinat într-adevăr o dificultate din punct de vedere financiar, poate ați stat într-o pauză, nu ați primit salariul la timp sau ați fost în șomaj. Ei, lucrurile se schimbă. Ce vă doriți dumneavoastră din punct de vedere financiar, profesional, chiar și sentimental, se va rezolva în această săptămână în legătură cu drumul. Într-adevăr, sunteți un pic indeciși. Ezitați să faceți drumul acesta. Ori cineva trebuie să vină la dumneavoastră, am un semn rac sau taur, fecioară, capricorn. Ori discutați cu cineva să vină spre dumneavoastră, ori dumneavoastră trebuie să mergeți undeva. Să știți că aceste persoane pot avea și ascendent lună în semnele acestea, nu neapărat să fie semnul propriu zis, sau să aibă o caracteristică. Evitați să dați un răspuns în legătură cu o călătorie. E o călătorie strict, din punct de vedere financiar, probabil, să recuperați niște bani sau să primiți niște bani dintr-o anumită sursă sau de la cineva. Poate cineva vă oferă sprijin financiar. Dumneavoastră ezitați, parcă nu prea ați vrea să primiți din partea respectivă. Dar aici aveți de-a face și cu persoane care își schimbă foarte des comportamentul. Văd foarte mult împotrivire sau sunt persoane în anturajul dumneavoastră care vă oferă așa o stare de nesiguranță. De aici și această stare pe care o veți avea. Dar aveți încredere că totul se va rezolva. Sunteți persoane sincere. Iar în legătură cu instabilitatea financiară o depășiți pentru că aveți cartea norocului din punct de vedere financiar, da? Norocul bănesc. Putem vorbi de investiții în unele situații, dar veți avea parte de o siguranță. Să știți, mai am semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, fie din partea unei femei, din familia dumneavoastră să vină un sprijin. Dar văd noi oportunități, vi se deschid uși spre reușite foarte, foarte mari. Începeți lucruri noi în această săptămână. Vă bazați foarte mult pe siguranță, pe stabilitate. Chiar dacă nu primiți răspunsul în această săptămână, văd că aveți răbdare, pentru că vorbim de un angajament foarte serios. În alte situații vorbim chiar de un parteneriat, dar în cazul afacerilor vorbim de parteneriate. Avem și semnul zodiacal Gemeni aici. În unele situații se discută foarte mult într-un grup în legătură cu o siguranță, cu o stabilitate, dar parcă apare teama aceasta de judecată sau vreți să faceți lucrurile într-un mod corect, nu vreți să faceți păcat. Este vorba de o alegere pe care o veți face cu inima. Putem vorbi chiar și de parteneriatele sentimentale, dacă sunteți într-o relație de trio, de exemplu, da, încercați să faceți lucrurile într-un mod corect, ca nimeni să nu sufere. Și alegerea aceasta, dacă o vorbim din punct de vedere profesional sau financiar, trebuie să o luați sau să o faceți într-un mod corect și să nu faceți pe nimeni să sufere. Oricum, vă vin niște informații foarte bune, vești foarte bune, rezolvări și vindecări. Da, vă veți bucura foarte mult. Mergeți la o petrecere, la o reuniune între oameni dragi, dar acolo se va produce un turn, adică niște schimbări foarte dramatice, se pune punct unor situații distrugătoare cumva, ajungeți într-un punct mort, vorbim de despărțiri cumva sau vă detașați de situații neplăcute din trecut. Văd că depuneți foarte mult efort aici să rezolvați o situație cumva. Și sunteți foarte încrezători. Unii dintre dumneavoastră o veți lua pe un nou drum. Dacă se termină un loc de muncă brusc, da, sunteți nevoiți să plecați în străinătate, lucru care, sau să plecați în străinătate, să veniți înapoi acasă,
ceea ce înseamnă o dificultate din punct de vedere financiar. Lucrurile se vor rezolva că vă axați imediat pe ceva nou. Probabil nu ați mai lucrat în domeniul respectiv, dar simțiți că aceasta este calea. Abandonați ce este vechi și vă lăsați conduși de ce este nou în viața dumneavoastră. Văd că vă detașați de persoane, de situații nefolositoare din trecutul dumneavoastră. Și vă doresc mai mult, chiar dacă vă bucură ceea ce este în prezent, da, sau ceea ce aveți, nu este suficient. Vă doriți mai mult, vă doriți o avansare, vă doriți să mișcați lucrurile, da, să faceți mai mult. Cam asta am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!